Dumitru Ciorbă vă întreabă și apropo au venit multe întrebări de genul ăsta. Copilul meu va merge în prima clasă. Cum are loc verificarea implementărilor codului educației și recomandărilor ministeriale în condițiile când Comisia Municipală de Școlarizare creează districte școlare în așa fel încât cea mai bună oportunitate educațională identificată, dar și cea mai potrivită infrastructură de acces pentru copilul meu, nu este școala aflată la 300 de metri de acasă, ci una la două stații de troleibus? E stranie această situație, pentru că districtul școlar înseamnă cea mai aproape școală. Trebuie să verificăm, deci trebuie să văd. Este administrația publică locală, direcția de învățământ, cea care stabilește districtul școlar și aici problema mai mult este pentru Chișinău și Bălți. Noi am făcut această modificare anume pentru ca să permitem copiilor care sunt, care locuiesc în vecinătatea școlii să poată să meargă acolo, în primul rând ei, după care dacă mai sunt locuri libere să poată să fie înscriși și alți copii. Deci, dacă aveți informație detaliată, noi putem să verificăm. Bine, pentru să că ne trebuie să fie, atunci pe pagina noastră fie, de Facebook și eu vă transmit. Școala cea mai apropiată este, trebuie să fie în districtul, deci în acest district trebuie să meargă copilul.